Cesena Lugoj, echipa momentului în Banat, a debutat în play-off-ul diviziei A1 cu un eșec în fața celor de la CSO Voluntari. După ce aceeași echipă se impunea cu scorul de 3-0 în ultima etapă a sezonului regular, formația lugojeană s-a văzut și acum învinsă cu 3-1 de această dată, Lugojul câștigând doar setul 2. Confruntarea va continua miercuri la Voluntari, unde Lugojul are nevoie de victorie în perspectiva meciului de acasă, care va fi decisiv. În cazul unui rezultat nefavorabil miercuri, voleibalistele din orașul de pe Timiș vor juca pentru locurile 5-8. M-am întâlnit un oponent foarte puternic. Azi cred că tot meciul a fost în fiecare element peste noi. Setul 2 și 3, am avut și noi în setul 3 șansele noastre, N-am rezolvat, rămâne să recuperăm cât de repede se poate și să încercăm la Voluntari să întoarcem seria la Ligă. Da, din păcate jocul nostru nu a mers, am avut momente bune, doar că nu au fost de jos și nu am reușit să justificăm toate șansele pe care le-am avut în meci. Da, clar, noi mergem să ne jucăm șansa, mergem să câștigăm, până la urmă e doar un meci, mai este mult.